Cum spuneați înainte de pauza de publicitate, cum v-ați luat, adică mersul lucrurilor, cum v-ați luat casa în care stați acum? Bun, și până la urmă vecina a zis că are și ea un apartament. Și era plin cu mobilă, plin. Ea era arhitectă, măritată cu un constructor, da, inginer constructor, și avea 3 băieți. Și a construit o vilă, da, și i-a luat pe toți părinții la ea, da, și pe fiecare un etaj. Da, da, da. Și i-a luat și pe ei, da, de aici, pe care voia să-l vândă. Care vrea săraca să-l vândă. Dar era atât de plin de mobilă, ce să spun, era ceva tixit. Tixit. Și am avut atunci norocul că ea a avut nevoie de niște bani, unde să-i dau eu bani. Și Mihai era la bingo, uh-huh, și s-a dus la bingo și era amărât că vrea 10.000 de euro, că mai avea o moștenire la Iași. Da. Și trebuia urgent banii aia. Și l-a auzit patronul și a zis, vină încoace, fă o chitanță, da, că-ți dau eu banii. Ce tare! Da. Și l-ați luat și la un preț bun, nu? Oh, foarte bun, că da, pentru că a avut nevoie și l-a vândut, da, așa. Da. Foarte bine. Și până la urmă, ați fost și o femeie de afaceri, să zic așa, adică nu doar o actriță. Ați știut cum să gestionați lucrurile. Da, să vezi ce trup am făcut. Adică cu Mirabela, cu Angela Moldovan, cu Florin Piersic, cu Gică Petrescu. Deci trupă de trupă, cu balet. Ce să-ți povestesc? Adică am făcut Israelul de 10 ori, am făcut America, toate, cu microbuz. Plus că m-am dus de 70 ore acolo. Ce să spun? Deci Germania, America și Israelul au fost țările care m-am dus în fiecare an și de 2 ori pe an. Incredibil. Da. Dar nu v-ați gândit vreodată să rămâneți în vreo țară din asta străină? Niciodată. Niciodată. Dar chiar niciodată. Eu sunt de nebună cu România mea, știi? Da, nu. Dar cu Luca de ce ați terminat căsnicia? Mă, n-am putut să-l schimb. Era un pic golănaș. Era golănaș? Mm-hmm. Că ce făcea? Umbla cu femeile? Nu știu. N-am verificat niciodată, dar nu era în regulă. Mm-hmm. Da. M-a deranjat foarte tare, pentru că el lângă mine îl făcuse om. Da. Ați ajutat mult. Da, da, am investit mult în el. Cât a investit Mitoșerul în mine, am investit eu în Luca. Vezi? Așa. Că totul se plătește în viață? Uh-huh. Că exact așa a făcut Mitoșerul cu mine. Adică unde se ducea, întâi mă prezenta pe mine. Știi? Mare lucru, să știi. Da. Și după aceea ați avut noastră cumva o poliță de plătit, adică... Nu mi-am dat seama atunci. Nu v-ați dat seama. Dar acum când mi-aduc aminte de viața mea, îmi dau seama că am plătit. Deci ce a făcut Mitoșerul cu mine, am făcut eu cu Luca. Da. Deci eu am greșit față de Mitoșerul că am divorțat și Luca a greșit față de mine, că zic eu că m-a înșelat. Nu știu, n-am verificat. Da. 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 Tot dumneavoastră ați vrut să divorțați, ați pus piciorul în prag și gata. Da. Și după aceea, de ce ați rămas singur? Nu mai mi-a trebuit. Mi-a fost foarte bine singură. Am o casă foarte frumoasă. Chiar te invit când vrei tu, cu drag. Mulțumesc. Mare, frumoasă. Într-o zonă bună. Superbă. Jos am toate magazinele. Totul la îndemână. Da. Dar să știi că nu mai am deloc nostalgia blocului în care am stat atâția ani. Foarte ciudat. Asta e, dacă e ceva mai bun, știți cum e. Omul se adaptează la nu ceva mai bun. Dar în general oamenii se leagă de un lucru. Da. Eu nu m-am legat de nimic. Asta e foarte bine. Da. Păi de aia sunt și așa. Nu te legi de lucruri. De obiecte. Dar... Și nu v-a părut rău? Sau acum nu vă pare rău că nu aveți pe cineva? Nu. Mă simt foarte bine așa. Foarte bine, nu? Iubesc cățelul, plec cu el, vin cu el, da, sunt... Mihai vă răsfață? Enorm. Da. Spuneați că vă doriți să fiți bunică. Mă, da și nu. Așa.
Să spun de ce. Vă rog. Parcă îmi pare rău că Mihai, dacă mor, eu rămâne singur. Ăsta e adevărul. Ce să zic? Dar în același timp când... E încă tânăr, adică mai are timp berechet. Dumnezeu să facă cum știe. Mă, stai să spun, da. Când l-am născut pe Mihai, da. Mi-a spus, bine, acolo eram mai multe cucoane gata de naștere, știi? Nu știați ce e, dacă e fată sau băiat? Da, și când tot umbla printre noi o asistentă. Și una dintre doamnele de acolo, doamna asistentă asta zice, e formidabilă, e mai bună. Și când vine ea din nou, eu zic, vai, dar abia aștept să nasc cu dumneavoastră. Ea se uită așa la mine. Nu cred că eu la ora 7 ies din tură. La 6:20 am născut. Da. Și când am născut, mi-a spus, doamnă, aveți un băiețel să vă trăiască, 2,7 kg, așa. Și eu am zis să-mi trăiască și să-i dea Dumnezeu noroc. Și m-am uitat spre cer și am sfințat. Și am zis, doamne, țin în credință, e băiatul tău. Uite că vine să plâng. Da. Emoționante momentele astea în viață. Da. Și să știi că întotdeauna am zis, Doamne, fă cum știi Tu. Doamne, fă ce vrei Tu. Doamne, nu mă lăsa. Deci asta e rugămintea mea spre Dumnezeu. Eu nu pot să-i dau sfatul lui Dumnezeu. Corect. Sau să, nu știu, să-i ceresc ceva anume. Nu. Adică, nu știu, îmi doresc... Nu-mi doresc nimic decât sănătate și punct. Și Mihai să aibă viață bună și noroc. I-ați fost alături lui Mihai mereu așa cum și el vă este mereu alături. Am mai trecut el prin situații din astea. A fost chestia cu accidentul, nu mai vreau să revin la ea, că e o poveste veche și s-a tot discutat despre asta. Cum ați reușit să-l susțineți așa în... Și chiar și cu despărțirea de Noemi, care nu e ușoară. Și când suferă, adică când suferă copilul, pentru o mamă e foarte greu. E înfiorător, draga mea. Dar am văzut că dacă încerc să-i dau un sfat, se enervează. Uh-huh. Și atunci am altă metodă. Cum vrei tu? Vrei să vii la mine? Vino cu drag. Vrei să dorm la tine acasă? Dorm la tine acasă. Deci nu îi impun nimic. Deci sunt o mamă conciliantă. Uh-huh. Și am văzut că așa e mult mai bună relația și el nu mai face, nu-l mai enervez. Da, nu se enervează. Da. Și sper eu că o să fie foarte bine până la moartea mea. A mea. Da. O să fie. Păi, câți ani are Mihai acum? Nu pot să spun. Ne uităm pe Google, nici eu nu mai știu, mie mi se pare la fel, bine, nu l-am mai văzut de mult așa în realitate. Dar el ce-și dorește? Ce vă spune? Ce-și dorește el? Nu spune nimic ce-și dorește, nici eu nu-l întreb, dar îl simt. O vrea că... pe Noemi? Da. Da. Sau câteodată îmi spune, Mihai, dar tu nu-ți place nimeni? Vai, mamă, sunt toate atât de urâte și atât de proaste și atât. Asta înseamnă că o vede doar pe ea. Da. Și odată când am furiat așa, nu mai știu ce Dumnezeu i-am zis și eu, că de acolo m-am învățat minte. Și mamă, tu nu înțelegi că eu după Cristina am stat 9 ani? Da, prietena lui de atunci care a murit în accident. Păi da, mamă, avea altă vârstă. Că și asta contează. Adică cumva nu mai ai timp să stai 9 ani ca după aceea să exact, o iei de la cap. Exact. E o persoană foarte sensibilă, Mihai. Groaznic de sensibil. Groaznic. Deși el prin manifestările lui în spațiul pare, public, da, da, pare foarte puternic. Da. Așa, seamănă cu dumneavoastră cumva în prezențele lui scenice, să zic. Da, da, da. Vesel, vorbăreț, efervescent, însă este foarte sensibil. Da. Da, ce pot să spun? Cu siguranță lucrurile îi se vor lega așa cum trebuie. Dumnezeu le aranjează cum crede El că e bine. Și cum crede El e cel mai bine. Începusem să vorbim despre faptul că vă doreați să fiți bunică, dar v-am întrebat eu și ați spus că și da și nu. Păi da, pentru că
e cel mai formidabil sentiment, îți dai seama, să vezi o puiuță acolo. Da. Și e, mă bucur că n-are copii, pentru că e ceva cu drogurile astea. Da, știu ce spuneți. Că nici nu știi cum să te porți. Da. Dacă ești prea permisiv, tot nu e bine. Dacă ești mai restrictiv ca părinte, iarăși nu e bine. Da. Și tu nu vezi că au început să le pună în pahar când se duc la dans. Exact. Trebuie să bei numai din sticlă, să o desfacă în fața ta. E, cine are puterea asta? Nu, ce distracție mai e asta? Să fii tot timpul atent cu ochii în pahar. Exact. Sunt vremuri foarte grele. Foarte grele. Foarte grele. Plâng părinții, eu din punctul meu de vedere, și bieții bunici. Da. Pentru că nu știi cum să te porți. Asta e problema. Nici nu știu dacă există o rețetă. Nu, nu există. M-am tot gândit. Trist. Auziți, dar noastră, având o experiență bogată de viață și în raport cu bărbații și... Că uitați-vă, și Mihai s-a despărțit de Noemi și sunt foarte multe divorțuri și despărțiri în zilele noastre. Adică, ce ar trebui să facă un cuplu ca să fie sudat? Să zicem că se iubesc. Nu știu. Dacă eu nu știu de ce am divorțat de Mitoșeru. Deci e atât de complicat totul, că și în trecut, mă rog, unele cupluri rămâneau așa, că așa era societatea pe vremuri, dar numai ei știu, nu se mai suportau poate, dar rămâneau împreună. Dar de ce e așa de greu să-ți faci o viață împreună în cuplu? Mă, nu știu, cred că la un moment dat obosești. Ca probă că eu toată viața mea nu l-am iubit decât pe Mitoșeru. Deci e adevărat asta. Dar nu pot să zic că nu l-am iubit și pe Luca. Mm-hmm. Mi-a fost foarte drag de el, de-aia l-am și ajutat. Ați făcut așa o pasiune pentru el? Pentru Luca? Ceva? Nu, sau nu, ce? N-am făcut pasiune pentru nimeni. N-ați făcut, nu? Nu. Adică n-ați avut iubirile noastre, nu au fost din astea arzătoare, așa, cu patimă? Nu. Așezate? Erau așezate? Da. În general, eu sunt un om așezat, nu fac furie așa, nu. Dar de-aia mă și țin bine singură, știi? Da. Dar nu știu de ce am divorțat, deci încă o dată repet. Deci nu, de-aia nu pot să dau sfaturi, știi? Nu dau. Sau nu știu, să vă gândiți că, uite, o rețetă care ar funcționa cam la toate cuplurile ar fi asta. Niciuna. Niciuna. Că eu n-am găsit-o. N-ați găsit-o. Și nici nu intuiesc ceva, știi? Nu. Care ar fi regulile, care ar funcționa și care, ca să se desfășoare o viață de cuplu pe termen lung sau chiar pe viață și să fie bine amândoi și să fie fericiți. Să se roage la Dumnezeu și să stea acolo. Și dumneavoastră acum spuneți că e mai comod să fiți singură, nu? Nu e mai comod. Nu e? Nu. Spre exemplu, dacă e întuneric, nu mai ies din casă. Uh-huh. Înțelegi tu? Decât... Aici, în situația asta, ați avea nevoie de un partener. Absolut, absolut. Da. Păi, Rodica Balerina, acum e combinată cu un domn de câțiva ani de zile și e o plăcere. Adică sunt dragi amândoi, îi privesc cu multă, mult respect și cu multă dragoste. Dar el e un om minunat, are grijă de ea, ea se alintă așa, ea nici nu știe câți ani are dacă o întreb repede, dar este o alintată și mă uit la ei, au plecat alaltă, nu știu când așa, el conduce o mașină și au plecat seara să se plimbe. Și Mihai a venit la mine și zice, mamă, tu știi că soțul Rodicăi conduce noaptea? Și când m-am întâlnit din nou cu ei, i-am transmis complimente. Da. Bravo, zic, mă bucur din suflet. Deci ia câtă că se poate să te plimbi și noaptea. Eu cu Mihai am ieșit să văd casa lui Mița, biciclista și toate așa. Că singură, nu că n-am curaj, că la mine acolo e o bucurie în piața. Am zis, dai seama ce lumini sunt și ce mese puse afară și ce balamuche. Mai ales că Calea Victoriei, acum ai văzut că o face pietonală pe toată perioada caldă. Și e lume om lângă om. Din toate sectoarele vin acolo.
Și mai sunt și turiști. Adică și sunt și ca străini. Să nu mai vorbim de turiști, da. Dar nu face plăcere să e singură. Ia câte. Da. Că ceva care nu se pupă cu viața mea. Dar în rest mi-e foarte bine. Și ce faceți așa toată ziua? Gătesc. Gătiți? Gătesc. Vă pasiune. Place? Serios. Și de ce nu vă faceți un vlog din ăsta de gătit? Nu-mi place să fiu la cheremul cuiva. Da, am înțeles. Păi Cristina Stamate a scos carte de bucate. A scos. Cine să vorbesc de colegele multe, mele? Multe au mers. Păi noi la cabină ne dădeam rețete de gătit și de prăjituri. Și acum toată lumea cumpără... A, Mihai nu mănâncă nimic din ce fac eu. De ce? Nu-i place? Nu. Nici nu mă bag. Pentru că vrea să fie slab, vrea să aibă siluetă și își cumpără câte o mâncărică în cutiuță și mănâncă din cutiuță. Mă, tu auzi? Mi s-a face rău, dar m-am obișnuit. Ați suferit pe chestia asta, nu? Da. Că nu mai mănâncă mâncarea găsită de dumneavoastră. Dar nici nu mânca nici când era copil. Dar de ce? Ce zicea? Că nu-i place, ce? Nu, eu nu mănânc asta. Mama mi-a ducea mie și îmi ziceam voda proste și eu îi duceam mie și îmi ziceam voda proste. Și, a, ia uite, eu mănânc astăzi boda proste. Ce că așa se numește mâncarea. Mâncare. Da. Și ce gătiți dumneavoastră? De toate. Prăjituri, adică care... Nu. Prăjituri nu. Dar fac din când în când clătite, gogoș și plăcintă cu brânză, cu mere, așa. Dar cu iaurt, chiar am făcut la televiziune o plăcintă cu iaurt. Da, și gătiți mâncare, presupun că și cu cine mâncați, dacă gătiți? Jumate mănânc, jumate arunc. Nu știu să gătesc puțin. A, îi mai trimit lui Rodica, mai dau la țiganca care vinde flori, deci am cui să dau. Da, da și faceți zilnic asta, gătiți zilnic sau? Aproape. Aproape zilnic. Da. Mai spuneți-mi așa un fel de mâncare pe care îl gătiți frecvent și care vă place. Nu, că eu gătesc în fiecare zi altceva. Altceva? Da. Uite, spre exemplu, ieri n-am avut chef să gătesc și mi-am făcut o omletă. Așa? Așa, cu brânză rasă, cu cașcaval, cu tot felul de drăcovenii care am avut eu acolo la îndemână. Da, da. Da. Așa, bun gătit. Păi, am făcut asta pentru că nevasta lui, mă rog, o fată, da, care de asta superbă și așa, tot așa cu rețete și cu nu știu ce, a ieșit la televizor Carmen Brumă. A, Carmen, așa, da. Carmen. Și a zis că ea a mâncat omletă din 3 ouă. Și sigur că a fost întrebată, cum tu mănânci ouă? A, în fiecare zi mănânc ouă, măcar un ou. Da. Da. E foarte că sănătos. Da, că era pe vremuri, se spunea că ouăle cresc, da, colesterolul. A, vezi? Și am fost cu ideea asta. Da, și lumea se ferea. Acum s-a schimbat. Ieri mi-am făcut și eu dintre o omletă. După Carmen Brumă. Da. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Bine. Avem aceste două cutii, nu știu dacă le-ați observat. Cutia aurie și cutia roșie. Eu zic să am un tip asta cu bani. În ce costă averea dumneavoastră materială? Haideți să deschidem și cutia roșie. Da. Să vedem. Vai. Pe cuvânt de onoare că nu m-a interesat. Niciodată